Dragii mei, dacă aș fi întrebat ce înseamnă a trăi, nu aș putea găsi un alt un răspuns mai bun decât cel pe care îl dă Pavel în Scripturi. A trăi este Hristos. Ce înseamnă lucrul acesta pentru cineva care nu înțelege expresia? Înseamnă a vorbi despre el, înseamnă a trăi viața lui și deasupra tuturor lucrurilor înseamnă Hristos trăind în viața ta. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Aceasta este singura definiție reală și dumnezeiască a vieții. A trăi este Hristos. Și acum când noi stăm de vorbă despre Domnul și când credem și ne rugăm ca Domnul să trăiască în noi, acum cu adevărat trăim. Aceasta este viața. Viața a fost arătată. Dată acest lucru îți cerem să ne ajut să trăim în prezența ta, în clipele acestea și prezența ta să întrupeze cuvântul tău în ființa noastră. În numele Domnului Isus. Amin. Titlul temei noastre de astăzi poate pare puțin ciudat, și anume când satana s-a prefăcut în Petru. Sigur că nu este nimic nou în aceasta pentru cititorul Bibliei nu este de mirare, nu, nu, e nimic de mirat aici. Satana se preface în îngeri de lumină, îngerii lui se prefac în apostoli, ai neprihănirii, nu ai nelegiuirii, nu umblă cu curvia în biserici, arată, se arată neprihăniți. Și Lucrul acesta nu este undeva o experiență detașată de noi, așa vreo pagină de istorie, ci este una din situațiile și posibilitățile care sunt scrise și în dreptul numelui nostru. Noi suntem scriși în Cartea Vieții de Bunul Dumnezeu și suntem cei mai fericiți, dar nu uităm că suntem scriși și în într-un caiet de notițe, pentru că Biblia spune noi nu suntem străini de planurile Lui. Astăzi vom învăța un lucru de mare însemnătate care se va ocupa cu izvoarele Existenței noastre. Izvoarele Existenței noastre sunt gândurile, simțămintele noastre și dacă o luăm pe fir și mergem în amonte, până unde izvorăște, mergem în Pădurea Neagră să vedem de unde vine Dunărea, dacă mergem acolo, găsim acest firișor de apă care izvorăște din concepția noastră despre Dumnezeu. Ce credem noi despre Dumnezeu? De acolo vin toate lucrurile. Acest lucru însă nu este Dumnezeu, concepția noastră despre Dumnezeu. Nu, ci noi suntem păziți nu de aceste gânduri bune, să zicem, despre Dumnezeu, ci voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Astfel că să mergem împreună și să învățăm câteva lucruri de mare însemnătate pe care le găsim în Matei la capitolul 16. Isus adresează întrebarea. Cine zic oamenii că sunt eu? Păi ești Ilie, ești Ioan Botezător. Dacă când a venit Ilie, l-au crezut? Nu, da, după aceea l-au făcut un sfânt. Ioan Botezătorul, la fel, i-au tăiat capul, dar după aceea l-au făcut un sfânt și zice că tu ești Ilie sau Ioan Botezătorul. Aceasta este perversitatea noastră față de propriile noastre suflete. Mergem mai departe. Voi cine ziceți că sunt? Întreabă Mântuitorul. Am înțeles ce spune. Da, voi personal. Și atunci Apostolul Petru ia cuvântul și răspunde în cele mai dramatice cuvinte și termeni, cei mai dramatici termeni în care putea, în care putea să exprime acest adevăr, adevăr total. Simon Petru, drept răspuns, a zis. La întrebarea ta, cine ești tu pentru noi? Uite cine ești. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Isus a luat cuvântul și a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, nu carnea și sângele ți-au descoperit, adică nu inteligența, ci tatăl meu din ceruri. Care, va fi, per, care este perspectiva ta? Păi te găsești la o bifurcație. Faptul că ți-a fost descoperit acest lucru poate să facă din tine omului Dumnezeu și din declarația ta tu ești Hristosul, temelia bisericii, dar poți să o ieși și spre stânga din cauza acestei declarații să te îngânfi, să uiți de Dumnezeu, să ți atribui că tu ai făcut. Am vorbit de curând despre ziua cea rea. Îndată ce Isus i-a spus lui Petru nu carnea și sângele ți-au descoperit, ci pe această declarație a ta voi zidi biserica mea și Porțile locuinței morților nu o vorbiruie. Imaginează-ți să audă un om așa ceva, îndată ce i-a spus lucrul acesta pentru Petru, a început ziua cearea, în clipa aceea. Ziua cearea, așa cum uh, am învățat împreună, este momentul acesta de relaxare, de detașare, de scăderea vegherii noastre, de luarea ochilor de la Dumnezeu și uneori, îndreptându-i spre cel din oglindă, aceasta este numită ziua cea rea pentru că ea intervine așa după cum spune în epistola către FSN în textul citat să vă puteți împotrivi, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea. Care e Dumnezeu ziua cea rea? Ziua cea rea este după ce vei fi biruit totul. Atunci începe ziua cea rea. De aceea trebuie să iei toată armătura lui Dumnezeu coiful mântuirii, platoșa neprihănirii, scutul credinței, sabia Duhului, în râvnă Evangheliei păcii, pentru toate acestea legate de ziua cea rea. Vezi, ia toată armătura din cauza zilei celere, ca să rămâi în picioare. Altfel, după ce vei fi biruit, totul nu rămâi în picioare. Ai căzut prin chiar biruința ta. Cum i-a spus domnul lui Lucifer, ți-ai stricat înțelepciunea cu frumusețea ta, nu cu altuia. Nu te-ai uitat peste gar la nimeni. Te-ai uitat la tine însuți. Ce frumos și ce deștept și ce înțelept și ce special și ce unic și ce de toate ești tu. Uitând de Dumnezeu. Ați observat mărturia la odicei? Sunt așa, sunt așa. Niciun Dumnezeu nu este acolo. Ea despre sine vorbim. În momentul acesta în care Petru a birui totul, când un suflet omenesc ajunge la concluzia că Hristosul, Isus este Hristosul, Fiului Dumnezeu. Primește lucrul acesta în viață. Nu e una să mărturisești că satana a spus, te știu cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu. Vorba goală nu are nicio fel de putere, nu -are, -are, rost să vorbim despre acest lucru. Nu e vorba de a vorbi, este vorba de a primi în viață pe Hristosul Fiului Dumnezeu. Petru Afirmă acest lucru, aceasta este abiruit totul, e biruința plină, este este Himalaya verestul credinței unui om în momentul în care el primește în viața și ființa lui irreversibil, prezența fiului Dumnezeu. Dar începe ziua aceea în clipa aceea, după ce vei fi biruit totul. Petru a biruit totul și acum a început ziua aceea. Și imediat satana prinde prilejul. Nu-i da ocazia că, așa spune Biblia, dacă îi dai prilejul, el îl folosește. Imediat. Nu-i da prilejul și trebuie să te întrebi, nu cumva eu dau un prilej satanei? Cum anumite persoane, la un moment dat, am schimbat cuvinte și eram gata să răspund într-un fel sau altul. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că mă ajută, uneori a fost pe calea cea ce rea, am, am căzut, am suferit arsuri, vânătăi, tot felul de lucruri din cauza că n-am luat seama la lucrul ăsta. Uh. Am învățat și mă rog la Dumnezeu să mă întreb de fiecare dată, nu cumva eu dau un prilej diavolului prin ceea ce fac, nu cumva prin ceea ce zic, nu cumva prin ceea ce gândesc, îi dau ocazie diavolului. El are dreptul să folosească, dacă îi se dă ocazia, are dreptul să folosească. Satana v-a cerut să vă cearnă. Iisus n-a zis, nu, n-ai voie să-i cer. nu, asta este. Era drept. Dumnezeu nu, nu se abate de la nedreptate de parte de tine, gândul de a fi nedreptat în tine. Și Petru este după această, după ce a biruit totul, acum este momentul satanei. El se preface într-un înger de lumină sau într-un apostol. Acum, el se preface în apostolul Petru. Sigur, el știe în cine se preface, dar Petru nu știe că satana s-a prefăcut în Petru. El nu știe lucrul acesta. Nu știe nici Iacov și Ioan, nu știu nici Iacov și Ioan, când Duhul cel rău ia în stăpânire și îi recomandă lui Iisus să incinereze un oraș întreg datorită faptului că nu au fost amabili și ospitalieri față de ei. Aceștia au comis un păcat de nimic, nu au fost ospitalieri, iar ei, oamenii lui Dumnezeu, luați în stăpânire de Duhul Diavolului, comit un păcat cumplit în care cer incinerarea acestui oraș. E adevărat că au avut credința lui Ilie când au zis, auzi, să ai puterea aceasta, cum a poruncit Ilie. Au avut credința lui Ilie, dar când credința lui Ilie dă prilejul diavolului, să vezi ce se întâmplă. Când un duh rău vine pe aripa credinței lui Ilie, sunt oameni tari în credință, dar ar, se întreabă, bine, dar ce duh mă îndeamnă să fac așa ceva? Nu cumva dau prilejul satanei. Petru nu se închină lui Dumnezeu, nu mulțumește lui Isus pentru cuvintele acestea și nu spune asemenea lui David, măcar că nu este casa mea vrednică înaintea ta, Ce absorbe aceste cuvinte. Aceste cuvinte nu sunt de absorbit, ele sunt de deflectat spre Dumnezeu totdeauna. Aceasta e legea Duhului de viață noi. Închină-te lui Dumnezeu, a spus îngerul. Eu sunt om ca tine, a spus Petru, nu te închina, mi te lui Dumnezeu. La cuvintele acestea lui Isus, nu carnea și sângele ți-au descoperit, ci Duhul Tatăl, Petru trebuia să înalțe glasul și ochii și să spună îți mulțumesc, Tată, Doamne, al cerurilor, că mai ai luat din barcă cu o plasă cârpită în mână și ai făcut din mine copilul tău prin care te-ai descoperit. Era momentul acestei rugăciuni. Lipsește, lipsește de acolo. Urmează apoi făgăduința, îți voi da cheile. Această declarație este o okay. cheie cu care cineva deschide tainele împărăției lui Dumnezeu și le predă în lume. El nu spune asemenea lui David, măcar că nu este casa mea înaintea ta, ce ai spus? Doamne, nu sunt vrednic să intri în casa mea, a spus romanul. Zic eu, vorbă de la distanță. Doamne, cum să mi Așa ce. Nu, nu există nicio reacție din partea lui Petru. Pare că era ceva datorat cumva și cuvenit și, în sfârșit, îi sunt recunoscute calitățile. Nu se manifestă. Nu cred că a fost această răutate în sufletul lui, dar așa apare din tăcerea lui iubiți mei, tăcerea noastră după binecuvântarea lui Dumnezeu este invitație pentru satana. Satana va veni și se va preface chiar în tine, chiar în mine, chiar în copilul meu sau în soție sau în soț sau în bunici părinți. El se preface în ceea ce este necesar pentru a împlini planurile lui și mulțumim lui Dumnezeu că nu suntem în necunoștință de planurile lui. Astfel că Petru devine cel mai vulnerabil posibil după ce a spus aceste cuvinte. El nu rămâne în picioare în ziua cea rea, ci se prăbușește. A fost permanent o discuție și o dispută între creștini care să fie cele mai triste cuvinte care există undeva în istoria acestei creații a lui Dumnezeu. Și s-a spus, cele mai triste cuvinte ar fi. Departați vă de mine, nu vă cunosc. E adevărat că uh, aceste cuvinte sunt adânci ca iadul în suferința lor și în durerea pe care trebuie să o producă unui suflet care le va auzi, să nu fie nimeni să le audă, dar, dar ele sunt scrise acolo. Se există un cuvânt care este și mai greu, și mai greu decât acestea. Versetul 23 din același capitol, Matei, capitolul 16. Versetul 23. Petru l-a luat deoparte pe Isus. Nu îl mustră în fața adunării sau ceva, ține minte și îl cheamă într-o ocazie așa, îl cheamă deoparte și a început să-l mustre. El îl mustrea pe Isus, zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, nu se potrivește cu planurile care le avem noi de guvernare și așa mai departe. Cine stă la dreapta și la stânga? Știi? Păi înseamnă că degeaba ne-am certat noi atâția ani, Lângă tine, acum când am luptat și am reușit să mă impun aici, sunt într-adevăr în umbra lui Iuda, dar acum să, să, chiar acum să spui așa ceva că tu vei fi dat în mâinile lor, îți vor lua viața, dar nu poți să, să te ferească Dumnezeu să se întâmple așa ceva. Nu se potrivește cu teologia noastră despre mesie. Trebuie să, să sucim Scriptura ca să vorbească potrivit nou, nu noi, potrivit Scripturii și să te ferească Dumnezeu. Isus s-a întors și a zis lui Petru. Da, am văzut predicatori amabili care încearcă să spună că de fapt însemna altceva. Scrie alb, înseamnă negru. Aceasta este cam cum a interpretat șarpele în Eden cuvintele lui Dumnezeu. Nu, nu, vă spun eu care este interpretarea. Nu, da, ai scrie deschis. Isus s-a întors și a zis lui Petru. Înapoi, a mea, Satana. Tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gândurile ale oamenilor. Înapoi, a mea, Satana. Satana știa că s-a transformat în Petru, dar Petru nu știa că Satana s-a transformat în Petru. Nici noi nu ne dăm seama. Nu știți ce Duh v luat în stăpânire sau ce Duh vă Nu știți lucrul acesta. Dar atenție! este un dar al lui Dumnezeu despre care am vorbit, despre care însă nu vom putea, pe care însă nu-l vom putea prețui de ajuns să darul darul deosebirii duhurilor. În momentul în care un astfel de duh dă târcoale sufletului nostru să ne provoace la mânie, să ne provoace la gândul murdare, la priviri murdare, la simțăminte rele. În clipa în care un astfel de duh ne dă târcoale, noi trebuie să avem mult mai mult decât simțământul pe care îl au animalele și care miroasă în aer, imediat cum s-a apropiat ceva. Am povestit în alte împrejurări nenorocirea aceasta în care era să cadă familia noastră. Eu și trei dintre fetele mele am fost luați de curent și târâți în larg la ocean. După ce am fost scoși, am văzut acolo, în acel loc, ne-a arătat de fapt un, unul dintre salvamarii care era acolo cu noi și ne mângâia pentru tragedia aceasta care a fost gata să se întâmple. El ne-a arătat de partea în ocean două aripi care mergeau așa și ne-au spus, uite ce se întâmplă acolo, au simțit uh, uh, tulburarea voastră și spaima voastră, spaima morții și vin de la distanțe enorme. Simt! Și am zis, Doamne, uh, nu se poate oare să simțim și noi? tot așa să pui în noi acest dar al deosebirii Duhurilor, să se țin de departe când se apropie un astfel de Duh de noi. Și să nu-i dăm prilejul. Faptul că ne scrie Scriptura, nu-i dați prilejul, înseamnă că, e, cheia, înseamnă că avem cheia în buzunar. Da, nu-i dați prilejul, este la mâna noastră. Iisus se adresează în cuvinte directe. Înapoi a mea, satana. Noi suntem mai politicoși decât Isus și chiar dacă vedem că vine satana prin soția lui Iov, sau prin, prin David către casa lui Urie, sau omul bogat iau elușica omului. Dacă vedem bine că vine Satana prin cineva de lângă noi, nu suntem foarte politicoși și nu, nu vrem să, să rănim, nu vrem să jignim. Ba, încă am auzit zilele trecute că ar fi o înțelegere între om și duhurile rele din el. Uh, live and let live, așa spun ei, las, uh, let live, um, trăiește și lasă pe altul să trăiască, adică să trăiască cel, Duhul cel rău în, în noi. El vrea să facă înțelegerea asta cu tine? Nu îl crede. Când el a zis, voi fi ca cel prea înalt, știți ce a însemnat? Golgota. Asta înseamnă la el, vei fi ca cel prea înalt. Sau când le-a spus cuvintele, veți cunoaște binele și răul și așa mai departe, s-a referit la fluvile de sânge, la tragedia cumplită în care este pământul acum. Orice cuvânt spune el este o minciună. Ne trebuiește acest dar al lui Dumnezeu și vreau să spun deschis, din experiență personală, din trăirile vieții mele, niciodată Dumnezeu n-a rămas dator la mine în a mă preveni cu privire la răul care se petrece. Niciodată așa ceva. Mărturisesc lucrul acesta, stau martur cu propria viață. Niciodată. Doi, nimeni nu a fost vreodată scuzat sau să aibă vreo scuză pentru a intra sub influența unui duh rău. Nu. No. Când satana s-a prefăcut în Petru, Petru care era binecuvântat cu prezența lui Dumnezeu, ar fi trebuit să simtă acest lucru, ar fi trebuit să adreseze problema lui Isus și nu se ajunge aici. Dar el era prea vulnerabil din cauza faptului că biruise totul. Toată lumea urma să țină seamă de ce spusese el atunci, tu ești Hristosul, biserica lui Dumnezeu va fi zidită pe temelia acestor cuvinte, Dumnezeu, nu carnea și sângele ce a descoperit, acestea sunt biruinți totale, totale și dacă numai Dumnezeu ne poate ajuta ca după ce am biruit totul să rămânem în picioare, niciun om, niciun om în sine nu nu va rămâne în picioare. De aceea el a adresat aceste cuvinte. Nu, a nu e nicio mirare că Satana s-a prefăcut în Petru. Este de mirare că Petru a răspuns acestui apel satanic în prezența lui Isus. Acest lucru este chiar de mirare. Și rugăciunea mea este ca Dumnezeu să ne deschide ochii și să ne spună, lasă-l pe Petru în pace, vezi cu privire la tine. că El se ocupa de Ioan, spre exemplu, Petru, dacă trăiește ăsta și eu nu trăiesc, se ocupa de treaba asta. Și i-a spus, zice eu, dacă eu vreau ca el să rămână, e treaba mea aceasta, tu vină după mine. El se ocupa de treaba asta. Și acum nouă, Domnul ne spune să lăsăm pe Petru, Petru a supraviețuit acestui atentat satanic la care, în care a, a cooperat, a răspuns la tratament. Dar este vorba de mine și de tine. Este vorba de fiecare clipa a vieții noastre în care suntem în această primejdie. Nu e de mirare că se preface în apostol. E de mirare că apostolul lui Dumnezeu răspunde la tratament. Care a fost adevărul despre ce se întâmplă acolo. Cum s-a ajuns aici? Foarte simplu, pe calea gândurilor. Petru merge pe gânduri omenești cu privire la jertfa Mântuitorului, cum și astăzi. Sunt atâția oameni care privesc omenește. Talmudul spune că Maria -a, a fost cum soldat roman, am auzit chiar și creștini spunând acest lucru, gânduri de ale Oamenilor. Ei se gândesc așa, omenește, cum s-ar putea rezolva această problemă. Și găsesc o soluție foarte la îndemână, și uh, cuvintele oamenilor. Acestea nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gândurile oamenilor. După cum bine observați, Satana nu a venit la uh, Petru și nu s-a prefăcut în Petru cu niște gânduri satanice, infernale, ce să sară Petru mușca de șarpe, nu a venit cu gânduri omenești uh, pe aripa aceasta. Și atunci când noi întreținem gânduri omenești firești, pământești, ele devin drăcești în final. Este o progresie, firesc, pământesc, drăcesc. Sunt trei etape și când s-a ajuns la cea de-a treia etapă, Petru acționează ca satana. Deci Petru nu mai este Petru, tu ești Hristosul. E un alt Petru în care s-a prefăcut acum satana. Nu gândurile lui Dumnezeu. Dacă păstra gândurile lui Dumnezeu, era scutit de lucrul acesta. Dacă am păstra în sufletul nostru și în mintea noastră gândurile lui Dumnezeu, am fi scutit de multă suferință, de multă rușine, de multă mizerie. Păstrarea gândurilor lui Dumnezeu este un fel de atmosferă sterilă în care nu trăiesc germenii aceștia satanici, demonici. Omul care păstrează gândurile lui Dumnezeu permanent, vii în el, nu este un candidat pentru întruparea satanei, să se prefacă în vecinul, în mine sau în soție sau în copii. Nu este un candidat acela care păstrează gândurile lui Dumnezeu. Noi nu avem de luptat împotriva satanei, nu veni la mine, nu, noi avem de luptat în a păstra prezența lui Dumnezeu și aceasta, după aceea, are grijă de toate celelalte aspecte. Întreabă Iov pe prietenul lui Bildad, care îi dădea niște sfaturi lui. Nu, nu vreau să mă las să, să, să intru în, 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 în o gradă aceasta atât de plină, în livada aceasta, cartea lui Iov vreau să zic. Dar îl întreabă pe Bildad, care îi dă niște sfaturi de genul ăsta. Capitolul 26, versetul 4. Către cine se îndreaptă cuvintele tale? Chiar discutam cu cineva... Cu câteva momente, am avut o, o lungă sfătuire cu un domn și uh, vorbeam despre acest lucru. Dacă o iei pe fir, uh, orice fel de lucru rău duce la o relație rea cu Dumnezeu. Acolo e adevărata problemă. Cineva este revoltat împotriva lui Dumnezeu și rănește oameni din cauza aceasta. Îi face să sufere, le rănește sufletul. Dar dacă ei iei pe fir, acolo stau lucrurile. Și eu vă întreb așa, când tu îmi zici asta și asta și asta, către cine, despre cine crezi că vorbești? Despre Dumnezeu. Nu este clar lucrul acesta? Mi-a atras atenția cineva că într-o emisiune un prieten pe care l-am ajutat să vină aici în Statele Unite, i-am creat acte, i-am creat loc de muncă, toate, el nu a amintit lucrul acesta în istoria vieții lui. Și mi-a adus la cunoștință lucrul ăsta. Mi-a trimis un link și am spus: Zic, domnule drag, nu e vorba despre mine. E vorba despre, despre Dumnezeu care a ales să facă treaba asta prin mine. Dumnealui nu este rușine cu mine. Deci e rușine cu dumneavoastră. Nu, nu este rușine cu mine. Îi este rușine cu Dumnezeu care m-a folosit, m-a invitat, m-a a, a conlucrat cu mine, m-a găsit pe mine din toată lumea care a fost, m-a găsit pe mine. Și zic, nu, nu este rușine cu mine, să, suntem în relații bune. Suntem în relații bune. Este rușine cu Dumnezeu. Dacă o iei pe fir către cine se îndreaptă gândurile tale, imediat îți dai seama că ajung la Dumnezeu. Ați observat că satana nu atacă pe Petru. Cum s-a întâmplat în Iosu, a Marele Priot și a atacat pe el, ci ataca pe Iisus prin Petru. Ați observat că atunci când au adus femeia prinsă în adulter, nu cu avea aveau treabă cu adulterul ei, ci aveau treabă cu Iisus, pe el îl atacau. Aici, către aici, țintesc cuvintele oamenilor și trebuie să fim foarte înțelepți și luminați de Dumnezeu să ținem bine minte cuvintele spuse lui Samuel. Nu e vorba despre tine, e vorba despre mine până la urmă. Către cine se îndreaptă cuvintele tale? Și a doua parte a întrebării lui. Și al cui Duh vorbește prin tine? Știa Eva cu cine vorbește? Nu. Nu. Satana era șarpele ei. Ea nu știa lucrul ăsta. Știa Adam când vorbea cu Eva, cu cine vorbea? Eva era Satana lui, era șarpele lui, șarpele lui Adam. Nu i-a vorbit prin șarpe, șarpele n-a vorbit cu Adam, dar a vorbit Eva cu el. Știau ei? Nu. Nu știau. Dar erau nevinovați pentru aceasta? Nu. Unde este momentul în care a invitat prezența lui Dumnezeu? Cum spune cântarea aceea maghiară? spune vreodată când Dumnezeu te-a lăsat jos, te-a abandonat. A zis, spune o singură dată când s-a întâmplat lucrul acesta. Știa Moise când a văzut negru în fața ochilor că de fapt satana s-a prefăcut în Moise și a lovit stânca și a lovit în Evanghelie și a lovit în cruce și a lovit în Isus și în planul lui. Știa el că satana s-a prefăcut în Moise? Nu știa. Dar era fără scuză? Nu. Oh. Dacă l-ai fi pus să predice pe această temă, el ar fi știut ce să spună. Lucrul acesta trebuie învățat de la, din Scripturi cu fiecare episod care ne este prezentat, de aceea a fost scrisă. Scriptura nu este o carte de informații, cum judecă și bat jocoresc unii oameni. Nu, Scriptura este o carte de învățături. Ce a fost scris este pentru învățătura noastră. Nu trebuie să demonstrezi istoric că a existat Fiul Risipitor. Asta o las celor care n-au treabă. Pe mine mă interesează ce am învățat despre Dumnezeu din pilda Fiului. Risipitor. Așa este cazul aici. Tocmai biruise totul Moise când a văzut și s-a lăsat condus de un duh de felul acesta și a schimbat destinul vieții lui, pe care, prin pocăință, Dumnezeu l-a schimbat într-o treaptă și mai înaltă. Nu trebuie să vă îndoiți niciodată de Dumnezeu și uh, nimeni care este căzut, într-un fel sau altul, nu trebuie să rămână căzut. Uh, nu trebuie să creadă nimeni uh, cu privire la Dumnezeu faptul că e nevoie să fugim undeva, să ne ascundem de el că suntem goi. No, din potrivă, pentru că suntem goi, uh, uh, am venit la tine, Doamne. Datorită acestui cauza acestei istorii cumplite era faptul că Petru nu a avut gândurile lui Dumnezeu. Gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Astfel că fiecare gând despre care vorbește Pavel în 2 Corinteni 3 cu 5, noi răsturnăm izvădirile minții și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Și încheie el cu această frumoasă declarație cu care aș dori să încheiem și noi, cuvântul prin care spune, nu că noi, prin noi înșine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi, destoinicia deci, noastră din potrivă vine de la Dumnezeu în ce privește gândirea noastră. Ne întrebăm de unde și cum de a predicat Pavel pe Hristos și pe el răstignit galatenilor? Pe iată de ce. Nu am avut de gând să știu altceva. Gândul lui acesta a fost. Datorită gândului pe care l-a avut el și care era gândul lui Hristos, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Este o legătură atât de apropiată. Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos, nu e gândul meu. Nu e gândul meu, nu este explicația mea, nu este. Nu, eu sunt bogat, eu nu. Nu, nu, nu e vorba despre aceasta. Nu, nu e gândul nostru acesta, spune Pavel în 1 2, 16. Cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? auzi? Doamne, să te ferească Dumnezeu, e de, de învățătură lui Iisus. Să te ferească Dumnezeu să faci așa ceva, noi însă avem gândul lui Hristos. De aceea răsturnăm izvodirile sau creațiile imaginației noastre și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. M-a întrebat prietenul meu astăzi în conversația noastră unde credeți că este problema sufletului meu? Și am spus tu, în mintea ta trasezi un drum celui preanalt și îi spui când să vină, cum să vină, ce să facă. Tu ești cel care dictezi cursul lucrurilor, tu îi trasezi un drum cel prea Când lucrurile nu se întâmplă așa cum le-ai hotărât tu în mintea ta dinainte, atunci îl consider pe Dumnezeu trădător și îi răspunzi prin păcat. Asta s-a întâmplat, asta a fost. Dar iată ce scrie Scriptura și la ce suntem noi chemați astfel. Astăzi, noi răsturnăm deci stau în picioare, în mintea noastră, anumite idei, sigur este așa, e pe dincolo, dar răsturnăm aceste lucruri, izvădirile sau creațiile imaginației noastre și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței de Dumnezeu. Păi uite, gândul lui Dumnezeu. Fiul omului își va da viața, nu mi-a nimeni viața, eu o dau, nu este omor acesta, nu este o crimă, nu cum gândesc oamenii firești. Nu, no, eu îmi dau viața, eu un dar pentru viața Lumii lumea va fi salvată prin viața, viața lumii va fi salvată prin viața Fiului Dumnezeu. Acesta e gândul lui Hristos. Și orice înălțime scrie aici care se ridică împotriva cunoștinței de Dumnezeu este răsturnată. Și orice gând îl face în captiv ascultării de Hristos. Îți mulțumim din suflet, Doamne, pentru cinstea aceasta pe care ne-ai dat-o, să umblăm pe pământ mânați de gândul Domnului nostru Isus Hristos fă ca să nu fim mânați de gândurile oamenilor, firești, pământești sau drăcești, ci de gândul lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Și acest gând să nu ne părăsească niciodată, iar dacă va fi să ne părăsească, fă, Doamne, să ne simțim în mare nesiguranță, în mare frică, pe teren străin, nu ne da pace în sufletul nostru, atunci când răul se apropie de noi. Fă ca totdeauna să găsim pacea noastră în tine, așa cum ne-ai și spus, El este pacea noastră. Fii binecuvântat în veci. Amin.